34, aliniat 1 și aliniat 5, prin situația primarului 181 din 11-a 2021, au fost convocate și extraordinară a Consiliului Local de Lege. În ședința de astăzi, sub prezență 13 consilieri, lipsește domnul consilier Cărnescu Vasile și doamna consilier Ceabocă Dihaila. Proiectele de hotărâre scrise pe ordinea de zi, împlinesc condițiile prevăzute de articolul 136 aliniat 1 din codul administrativ, sunt însoțite de referatele de aprobare a inițiatorului, referatele compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate și toate procedurile eligibile. Rog domnii și doamnele consilieri care au interes personal în problemele supuse de dezbaterii să se asume de la deliberare și de la adoptarea hotărârii. Dau cuvântul doamnei președinte să citească proiectul ordinii de zi. Bună ziua! Proiectul ordinii de zi. Numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiu din 30.09.2021. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 9 din 2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Helegiu, poziția 25, strada Ciorca de Sus. Supunem la vot. Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă, abțineri. Trecem la proiectul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu din 30.09.2021. Cine este pentru? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Facem propuneri, mergem pe aceeași idee pe care am mers până acum, următorul ordine alfabetică. Era doamna Geaboc, dar dânsa ne fiind prezentă, trecem la următorul. Cine este următorul pe doamna Geaboc? Nu, eu nu le-am să vreau să fie spirit din anul ăsta 2021, nici de 2022. Vreau să fie, da? Mai cu producții, mai cu... Ele mă zic, mai cu... Atitudinea consilierilor, toate astea. E tot de 2022, vreau să fie într-o putere. Dar s-a lăsat lumea de la sfârșit de an, băgați-le mai subiect. Domnul Maripe, Maripe. Consiliu să lipsesc la urmă, da. Macovei, doamna Macovei, nu? Da, doamna Macovei. Doamna Macovei, vezi cine este pentru doamna Macovei? Patru. Trece pe doamna 2022. Da, dumneavoastră finalizați anul. Hai bine, Robin. Nu, nu, pentru... Nu, am scăzut deja mai repede, să fim operativi. Deci, trecem la proiect numărul 3. Să-mi privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Aici are cuvântul domnul Bortanu, domnul Sumar. Da, prin hotărâre de guvern s-a aruncat suma de 450.000 lei de la fond de rezervă al guvernului și a repartizat astăzi 21.500 la asistență socială pentru salariile asistenților sociali, ca să putem să-i acoperim până la sfârșitul anului, 350.000 de lei la investiția modernizare strada Ciortea de Sus și diferența 78.500 la tot la drumuri pe reparație. Strada de Sus. Mi-a geacul, măcar câți băgănușa. Și așa e bun. Dacă sunt discuții cu tema. Are cineva întrebări? Dacă nu vă spun nici cauza, am ales ca investiții prioritară strada Ciorea de Sus. După cum știți, anul ăsta am făcut trei proiecte, Ciorea de Sus, strada Ciunci și strada Costea. Am ales, eu m-am gândit că să primim finanțare pentru toate trei. Din păcate se vede că am primit doar o jumătate dintr-una dintre ele. Am ales Ciorea de Sus pentru că nu este obiectul investiției viitoare. După cum știți, săptămâna trecută am depus pentru PNDR 3, pentru Anghelsa Linie, investiția canalizare și instalație apă în sat de Glăvira și Drăgugești. Și pentru a... Da, și pentru a nu strica ceea ce facem anul ăsta, am ales Ciorea de Sus. Trebuie să putem duce la capăt, banii nu sunt suficienți să finalizăm. O să începem în toamna asta. Fă cum vedeți, lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Nici la noi, nici în altă parte. Că suntem într-o puternică criză medicală, intervine și criza economică și criza politică, după cum vedea televizor. Lucrurile nu sunt bune, dar eu sunt convins că noi vom spate la cap, de-aia noi suntem sănătoși, să trecem de-aia asta cu bine,
primim vești proaste de la o zi la alta, chiar a venit o veste că ne-a părăsit o tânără din Brătila, din Ciorena, din numărul 40 de ani sau 40 ceva de ani, COVID. Nu știu exact, Alina Ofre, Alina, zic bine? Da. 40 și ceva de ani, 42. Cât? 42. Vă dați seama ce înseamnă 42 de ani să părăsești lumea, copiii, familia, pentru o greșeală, nu știu. Cred că cea mai bine veste de vaccină, și o spun în fața camerelor, numai așa putem trece și ieși din situația în care se îndeamnă. Dar nu este nu de una mai catolică. Papa, de aia suntem în coada clasament, pe punct de vedere. Ceilalți au putut să vaccinezi, noi nu putem, ne cresc solți, ne cresc oarmi. Ne-ați vaccinat din martie, n-am nimic să știți. Sunt ok și familia mea și copiii mei. Și a treia doză și nici cu asta. Asta ca o paranteză, pentru că migând o acolo la femeia respectivă, care e în vârstă cu mine, dacă am înțeles bine, și nu e ok în loc. Mai ales, din câte știu, femeia nu a fost niciodată bolnavă. Nu este evidență cu boli, cu comorbidități, cu altceva. În fine, da, trecem la vot. Dacă sunteți pentru, împotriva, abțineri, trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 9 din 2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Hegiu, poziția 25, strada Cetră de Sus. Aveți ceva să ne spuneți vis-a-vis de acest proiect? Da, pentru că la timpul de documentație de analizare, care în prezent și care urbanism ne solicită suprafața exactă a drumului respectiv. În evidență noastră era mai mic, l-am demăsurat și trebuie să obținem situația care funcționează, suprafața reală. Sunt întrebări? Data finalizării? Da. Dacă nu știu, pentru ceea ce se face, nu e așa, așa că este estimativ. Un an, doi, patru, șase. Dacă am primit bănuți doar pentru jumătate. Dacă aveți bani, dați-mi bani. Dacă aveți bani, ce puteți face din ea? Canalizările? Dar nu pot hotărâi eu. Dar cine hotărăște? Un consiliu, nu noi? Nu trebuie să hotărâm că am primit pe locul bani. Să hotărâm pentru ceea ce se face. Ce se pune în proiect. Și un proiect bun, trebuie să-l aprobăm și să mergem înainte. Să demonstrăm că îl putem realiza. Să începem să dărâmăm și să nu realizăm 8 ani, 10 ani, să lăsăm pe alții să suferim urma noastră, este un păcat și un desastru pentru comunitate. Dacă ați început tot, aproximativ, un an? Toate lucrurile care au fost începute poziționate. Nu. Ați început ulița Posuviecilor, care sunt... Deci toată ulița aia Posuviecilor nu poate să intre lumea în curte. Nu, Posuviecilor. Dumneavoastră sunteți consilier local, ales de toată comuna. Păi da, și de asta vreau să vă vedeți tot ceea ce pot, dacă nu plec, la ce să stau alții mii. Alt obiectiv și alt... La ce să stau alții mii? Adică din țara Busuiocilor. Păi dar ce să... La aia ai pus în proiect la ceva ce să spune asta. Ați vrut să dați un ciuncilor, să o începiți și ați zis, nu mai începeți și pe aia. Tu n-ați finalizat cu nici pe asta. Țara Busuiocilor este parte dintr-un proiect care nu este finanțat. Adică nu are bani să-l ducem la cap. Dar prima dată pentru finanțare au fost bani. După aia s-a stocat. A fost bani pentru fază de SF-ul. SF-ul. Fizibilitate, ce i-ați făcut dumneavoastră. Și în 8 ani de zile nu s-a mai găsit nimic? De început de un an de zile, nu de 8 ani de zile, în 2020. 2016. În 2021. Atunci dați-i și ăsta, dacă nu începeți acum 2030. Ca să știm da. Când se termină. Mai sunt întrebări? Să punem la vot cine este pentru? Împotriva abțineri? Și trecem la ultimul punct din veste. Cine se înscrie? Aveți o noară dumneavoastră, că sunteți singuri care vă... Tot eu, singur. Să stau la cunoștință, mulțumesc domnului primar, prin 10 propuneri care am fost și am propus, a realizat una, adicat la carta de trecere de pieton la Iergiu, am văzut-o fostă la locul ei, de 6 luni de zile. Mulțumesc mult și din restul poate să vă mai face intervalul din 2022. 2021, finalizat de acolo. Să facem 2024 alții. Vă mulțumesc. Vă urez succes. Vă urez succes. Vă urez succes. Mai sunt întrebări? Mai scrie cineva cuvânt? Spune, domnul Stăiu. Și astăzi, mă arăt doar la Giorca, ce puteți face cu vestom sau... Asfaltat. Asfaltat. E proiectul finalizat. Obținem avizii, banii într-un timp, dacă reușim să ne încadrăm în timp până la sfârșitul anului, ar fi ok. Banii nu sunt pentru toată investiția, doar sunt legate de 350.000 de lei. Investiția este 100.000 de euro. Sperăm să mergem la sfârșitul anului. Am primit ieri la Consiliul Județean, nu ieri, vineri, 0,21.000 lei. Asta înseamnă 210 lei vechi. Ce să facem cu banii? Astea sunt banii care am primit, nu? Dar bine, să o compensează. S-au primit de la guvern.
Nu vreau să repet ce am spus mai devreme, că sunt timpul grele, poate nu le ducem la capăt, sperăm să ne vedem cu toți sănători din unul din unul aici. Legat de răutăți și celelalte, o întrece peste. Cel puțin eu trec. Sunt grăs. Sunt întrebări? Atât vă mulțumim pentru participare, de la ședința încheiată.